Eu am fost invitată de către cei de la Provita Iași să împărtășesc cu bucurie din viața personală apariția unui copil. Și o apariție în viața noastră poate puțin atipică față de cum apar în general copiii în viața părinților. Nu mă erigez în vreun specialist, ci pur și simplu vreau să împărtășesc cu voi o experiență de viață, pentru că în general despre adopție se vorbește cu preconcepții, uneori este tratat ca un subiect tabu și multă lume are, din păcate, chiar și în 2020, rețineri când e vorba de acest subiect. Așadar, simt nevoia să împărtășesc cu voi o poveste minunată pentru a da mărturie că visurile devin realitate, că trebuie să avem speranță, credință și iubire, sau pur și simplu pentru a încuraja acolo când este loc de temere și de îndoială. Despre adopție, eu am vorbit cu soțul meu încă din perioada în care eram doar prieteni. Era un vis comun al amândurora ca la un moment dat, mai târziu poate chiar în viață, să adoptăm un copil. Dar iată că planurile lui Dumnezeu întotdeauna sunt mai minunate decât ne-am putea noi imagina, astfel încât după 5 ani de la nunta noastră, timp în care am suferit pentru că nu am reușit să avem copii biologici, după o multă durere și după investigații medicale, am spus să nu mai amânăm această decizie și la binecuvântarea părintelui duhovnic am depus în 2017 dosarul pentru adopție. Dar nu am avut foarte multe așteptări, nu ne-am grăbit să luăm foarte repede acel telefon minunat, ci pur și simplu am lăsat ca lucrurile să se așeze așa, după voia lui Dumnezeu. Cineva acolo sus cred că ne iubește foarte tare, pentru că pentru noi procesul de adopție a fost unul ușor și relativ rapid. Am avut o colaborare excelentă cu cei de la Direcția pentru Protecția Copilului Botoșani și vrem să le mulțumim doamnelor de acolo pentru sprijinul pe care ni l-au acordat. Așa cum am spus, în 2017, în decembrie, am depus dosarul. În martie 2018 am primit atestatul de familie adoptatoare, pentru că cumva aceștia sunt și pașii pentru adopție. Și apoi am așteptat. Am așteptat acel telefon minunat care să ne vestească că este un copil potrivit profilului nostru. Și în decembrie 2018, deci la un an după ce am depus dosarul, de asta spun că suntem un caz fericit, pentru că am auzit și de alții care au așteptat mult mai mult. În schimb, în ultimii ani, lucrurile s-au simplificat destul de mult, astfel încât noi încurajăm și îi întărim pe cei care vor să facă acest pas. În decembrie 2018 am aflat de Parascheva. Din momentul în care i-am auzit numele, fără a o vedea, fără a ști povestea ei, eu am simțit că ea este copilul pentru noi. S-ar putea să mă emoționez foarte tare, pentru că de obicei mă emoționez atunci când vorbesc despre ea. Și am simțit că e minunea noastră, darul nostru de la Sfânta Parascheva, ocrotitoarea iubirii noastre, dar și a parohiei în care slujește soțul meu. În 15 martie 2019, la un an și câteva luni, a venit acasă, pentru că am urmat câteva întâlniri, am avut peste 20 ceva de întâlniri, am fost acasă la asistentul matern la care era ea. Și după ce a venit acasă, timp de 3 luni, am avut o perioadă de probă în care noi a trebuit să ne decidem dacă ea va rămâne definitiv în familia noastră. Și bineînțeles că, așa cum am spus, de la început nu am avut niciun dubiu, lucrurile au mers foarte frumos, firesc. Eu nu am simțit că am avut impedimente în tot acest drum, de asta simt că a fost unul binecuvântat de Dumnezeu. Acest an și câteva luni de când Parascheva este acasă a trecut foarte repede, dar a fost cel mai frumos an din viața noastră, cel mai plin, cel mai plin de bucurie. Ne-am bucurat de susținerea familiei, chiar dacă la început poate unii au avut ușoare temeri legate de acest subiect, așa cum am spus, adopția este încă un subiect tabu în România, dar ne-am bucurat mult atunci când părinții noștri și-au învins temerile și în momentul în care Parascheva a venit acasă, au primit-o în inimile lor cu toată dragostea, de care sunt bunicii capabili.
Am trăit cu mari emoții venirea ei acasă, primirea sentinței definitive, după cele 3 luni de probe, am declarat părinți oficiale Paraschevei, slujba de închiere pe care am făcut-o imediat după, un moment extrem de emoționant, primul concediu, împreună prima aniversare a ei, primul Crăciun, primul 8 martie și tot așa, momentele frumoase împreună se tot înmulțesc. Nu știm dacă suntem părinți foarte buni și probabil aceste îndoieli au toți părinții din lume, indiferent de modul în care ajung să fie părinți. Dar noi încercăm, ne sfătuim, cerem păreri, citim despre ceea ce ne problematizează în legătură cu creșterea ei. Însă suntem extrem de fericiți, de împliniți, de bucuroși și de recunoscători pentru felul minunat în care am devenit părinți.